Tocmai a fulgerat. Vă place ținuta mea? De fapt, cum așa. Și mie îmi place. Hello! Bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu un nou videoclip și da, stau într-un fucking dulap pentru că e cea mai bună lumină pe care o pot obține la această oră de aproape 11. Mie tot mi se pare super ciudat fundalul meu. Dar... mă pot camufla în propriul dulap. Are eco. Inițial voiam să fac un videoclip despre cum să creșteți pe Instagram. Am filmat aproape jumătate din el și apoi am realizat că eu am niște sfaturi super nasoale pentru că am vrut doar să filmez ceva și am chef să filmez, am chef să vorbesc, dar nu știu despre ce să vă vorbesc. Și mi-e lene să-mi fac pași pe care trebuie să-i urmați. Așa că o să vină un videoclip în curând despre cum să creșteți pe Instagram. Acum o să vină un videoclip în care am să vă dau sfaturi și am să vă povestesc despre primul meu an de liceu și experiența de boboc. Pentru că tocmai, dragilor, ați terminat cu examenul de a 8-a, o să începeți un nou capitol din viața voastră, adică liceu. Probabil o să vă gândiți, fac, e de rău, o să fiu boboc, o să ia toată lumea de mine și reputația mea va conta în acest an. Ei bine, da, aveți dreptate. Dacă voi o să fiți cumva în acel an, așa o să fiți catalogați în toți cei 4 ani. Viața la liceu mi s-a părut mult mai simplă decât viața în general. Și mi s-a părut și mult mai ușoară din punct de vedere al materiei, pentru că eu am fost foarte liniștită. Tocmai au început să cânte manelele la vecini, mulțumesc. Poate că sunteți speriați că o să fiți boboci, poate că nu. Poate sunteți deja populari și o să vă fie foarte ușor să vă integrați. Ei bine, eu în liceu unde am intrat nu prea cunoșteam pe nimeni și habar n-aveam cine o să fie în clasa mea. Ce pot să spun? Atunci când m-am dus în prima zi de liceu nu prea eram atât de fericită pentru că nu am intrat unde voiam. A fost destul de complicat pentru mine să trec în acea vară peste faptul că nu am intrat în liceul unde mi-am dorit și... în ciuda mediei destul de mare, am avut ghinion. Prima zi a fost destul de ok, ne-am cunoscut, am avut colegi super de treabă și credeți-mă că nu e atât de rău. Atunci când intri la liceu este destul de frumos pentru că în cazul meu mi-am făcut mulți prieteni și m-am făcut plăcută în clasă, sper, adică așa mi s-a părut, din chiar prima săptămână pot să zic. Ca boboc, ar trebui ca în prima săptămână, când vă cunoașteți profesorii, să încercați să fiți destul de activi, să vorbiți foarte mult, să vă spuneți pasiunile, pentru că poate o să vă ajute în viitor. Să nu stați timizi în banca voastră și să lăsați profesorul să vorbească degeaba, voi probabil să ascultați sau nu, și atât. Să încercați să fiți destul de cuminți. Să fiți destul de interesați de ora profesorului respectiv. Pentru că contează foarte mult prima impresie. De exemplu, eu în prima săptămână am vorbit cu absolut toți profesorii. Am încercat să mai răspund la anumite întrebări legate de materia lor, din ce mai mi-am minteam eu din 5-8. Nu prea mi-am minteam foarte multe chestii, însă am încercat să vorbesc foarte mult. Am spus că o să fiu destul de activă la... concursuri, că le-am spus despre pasiunile mele, iar ei au fost foarte încântați de acest lucru și, spre uimirea mea, în acest an am participat la foarte multe concursuri de poezie și sunt foarte mândră de mine pentru că am avut rezultate destul de bune și este o realizare pentru mine. Așa, cu colegii, ar trebui să fiți destul de prietenoși. Nu încercați să fiți răi, să aveți fițe și alte chestii, pentru că o să fiți respinși din prima. Iar dacă persoanele de acolo o să vă integreze doar pentru că aveți bani și alte lucruri, înseamnă că nu sunt prietenii potriviți pentru voi. Ar trebui să fiți destul de prietenoși și
să comunicați cu toată lumea, nu să ziceți, a, tu ești urât, nu vorbesc cu tine, cu tine nu o să fiu niciodată prieten, bitch, nu te suport. Normal, într-un an întreg o să ajungi să nu placi anumite persoane, numai că eu zic că prima dată ar trebui să faci o impresie bună și dacă nu o să vă înțelegeți în următorul an, asta e, trebuie să-ți ce pana mea. Trebuie să-ți respecti colegii orice ar fi și să încerci să fii un elev educat. Până la urmă nu mergem la școală doar ca să învățăm carte, ci și cum să ne comportăm. De asemenea, liceul contează foarte mult pentru că te formează și trebuie să fii atent în ce grupuri te bagi, pentru că s-ar putea să fii influențat prost și anumiți prieteni să fie o influență proastă, care de fapt nu sunt prieteni, de exemplu să vă apucați de fumat, drogat, ieșit, băut și alte porcării. Puteți să fiți prieteni cu ei, dar nu atât de apropiați și să nu vă lăsați convinși de lucrurile pe care ei le spun, pentru că, credeți-mă, o să vă afecteze foarte rău acest lucru. O să ajungeți să faceți chestii pe care probabil, în general, ați zis că voi nu o să le faceți. Eu, în primul an de școală, de liceu, am încercat să fiu, să iau parte la activități destul de multe care s-au făcut în liceul meu. De, spre exemplu, competiția tinereții, unde mi-am făcut foarte mulți prieteni și acolo. Iar pentru că în clasa a noua are loc balul, vă sfătuiesc să mergeți. Fie că luați, fie că nu luați, trebuie să fiți mândri de voi. Nici eu nu am luat balul, cred că a fost o experiență destul de nasoală pentru mine. Bine, faza cu talentul, pentru că am ales să cânt cu cea mai bună prietenă, iar eu nu am o voce strălucită. Iar din cauza emoțiilor, chiar dacă suna bine atunci când repetam, pe scenă m-am pierdut foarte rău și din cauza emoțiilor efectiv nu vedeam nimic în față și m-am încurcat să arunc microfonul ăla și să ies de pe scenă. Faza cu defilatul mi-a plăcut foarte mult pentru că m-am simțit așa precum o vedetă și toată lumea se uita la mine. Dar ce pot să spun, din această experiență am ajuns să devin mai cunoscută în liceu și să am mai multe cunoștințe, pot să spun și prieteni. Și a fost destul ok. Mergeți la bal. Participați, încercați. Nu aveți nimic de pierdut, credeți-mă. Și chiar dacă tocmai ați dat examenul, vă înțeleg, nu mai vreți să învățați. Dar vă sfătuiesc să învățați, pentru că asta vă va ajuta foarte mult. Mediile sunt foarte importante și cât puteți, dați-vă puțin interesul sau măcar copiați. Așa am făcut și eu. Se va uita vreun profesor, eu n-am copiat la materia dumneavoastră, credeți-mă. Pe primul semestru recunosc, nici eu nu am învățat și credeți-mă că am regretat foarte mult, pentru că știam că pot să am o medie mult mai mare decât 9 și 16. În al doilea semestru am învățat mult mai bine și am avut o medie destul de mare, iar media anuală a fost 9,38 și această medie mă ajută foarte mult, cred eu, mai ales pentru că la liceu eu am luat prima dată premiu în clasă și în 5-8 n-am luat niciodată premiu. Mai ales că o medie atât de mică nu aș fi luat premiu niciodată. Și chiar dacă poate în 5-8 nu v-a plăcut o anumită materie, ar trebui ca acum să o luați de la zero și să încercați să fiți destul de atenți la toate materiile, pentru că mie, de exemplu, în 5-8 nu mi-a plăcut absolut deloc fizica. Însă în liceu pot să spun că am iubit-o. Nu știu, orele de fizică pentru mine erau atât de frumoase. Era ora aceea în care nu mă uitam la ceas. Probabil e și din cauza profesorului din asta. Adică dacă ai un profesor destul de ok, poți să înveți bine. Asta am pățit eu la matematică când am început să fac meditații cu un profesor. Iar de la media 6 m-am ridicat la 8,55 cât am luat și în examen și sunt foarte mândră de mine.
Cine știe, în liceu poate să-ți găsești anumite pasiuni. Mai ales că liceul este acel drum care te duce spre viitorul tău. Trebuie să te formezi, trebuie să știi ce o să vrei în viitor. Din cauza că am realizat că poate îmi place fizica, de fapt că îmi place, dar de nivelul de științe sociale pe ce profil sunt eu, mă gândeam poate să dau spre arhitectură. Mă gândeam să dau spre arhitectură pentru că am zis, ok, mi-a plăcut fizica în acest an. Eu cred că dacă mi-a plăcut acum și am făcut față și am luat primul meu 10, meritat, fără nici măcar o linie roșie, pot să reușesc. Deși cred că atunci când o să optez pentru facultate, am să aleg și am să încerc la un art de prima dată, pentru că e ceea ce îmi doresc, chiar vreau să devin un designer vestimentar. Nu știu ce vreau. Sfaturi să vă mai dau. Nu prea am fost în ordine, știu că am vorbit ba de învățat, ba de viață socială în liceu ca să reziști. Numai că am zis efectiv ce am gândit pe moment și sper că înțelegeți ceva și sper că vă ajută oarecum videoclipul meu. Și dacă nu vă ajută, puteți să-mi dați dislike, nu mă interesează. Chiar dacă voi îmi dați hate, practic tot primesc atenție la videoclip, așa că nu e nimic pentru mine. Hello, Suzy! Deci să nu credeți faptul că liceul este ceva oribil. Asta depinde de cum te comporți tu și ce educație ai. Dacă tu ești un om bun și nu te bagi în toate rahaturile și în toate anturajele care îți pot afecta viitorul, să ai 4 ani de liceu destul de buni. Fii sincer, fii tu și nu încerca să fii altcineva doar pentru puțină popularitate. Credeți-mă că popularitatea aceasta nu este nimic. Și ce dacă te cunoaște tot liceul și ce dacă ești prieten cu tot liceul. Nu trebuie să te prefaci prieten cu cineva doar pentru că vrei să ai foarte multe cunoștințe și wow, uite, toți mă știu, sunt cea mai șmecheră, wow. Trebuie să fii sincer, dar în același timp trebuie să fii și politicos. Nu trebuie să vă prefaceți că placeți toată lumea. Dacă aveți un conflict cu cineva, încercați să-l tratați cu respect, pentru că dacă vă înjurați ca la ușa cortului și vă luați și la bătaie, nu rezolvați nimic. Doar o să-ți faci o imagine proastă și apoi lumea, dacă o să te judece, o să fie așa, o să regrezi ceea ce ai făcut, pentru că sunt foarte multe bârfe în liceu și nu e ok. Deci cam atât a fost cu acest videoclip. Știu că nu v-am ajutat absolut deloc și probabil v-am speriat mai mult de liceu. Numai că voiam să vorbesc cu voi pentru că mi-a fost dor să vorbesc cu voi. Și, cum ziceam, trebuie să fim noi, nu? Așa că am spus tot ce am gândit pe moment. Vorbim de la prieten la prieten. E ca și cum am avea o conversație unul cu celălalt. Nu vă uitați la un videoclip profesionist pe YouTube și un tutorial, wow, nu este. Liceul este ceva frumos. Trebuie doar să profiți de el. Liceul chiar te schimbă. Regret că am judecat un liceu înainte de a-l cunoaște. Ăsta e un sfat pentru voi. Dacă nu intrați într-un liceu unde vă doriți, nu puneți eticheta liceului unde intrați. Pentru că eu, unde am intrat, auzeam foarte multe vorbe urâte despre acest liceu și credeți-mă că efectiv eram speriată, nu știam de ce se va întâmpla. După un an am realizat că nu trebuie să asculți bârfele, nu trebuie să le bagi în seamă și în general nu trebuie să asculți bârfele, mai ales despre tine. Și nu trebuie să te lași afectat de faptul că anumite persoane te bârfesc și nu te plac. Până la urmă, nu toată lumea place pe toată lumea. Dar voiam așa să zic că liceului meu s-a făcut o imagine atât de proastă doar pentru că e un liceu nou. Și doar pentru că anumiți copii știu să judece înainte să cunoască. M-am simțit foarte bine și e chiar un alt fel de liceu. Nu știu ce a fost videoclipul ăsta. Am încercat să fac un final, după aia am început să vorbesc despre liceul meu.
Tot ce trebuie să rețineți e că când începi liceul, începi să te creezi pe tine, începi să te formezi. Sper că ați înțeles ceva și sper că v-a plăcut acest videoclip și îmi pare rău că probabil am fost prea eu, prea comodă, prea... nu știu. Am fost pur și simplu eu, fără un scenariu. Sper că o să aveți cel mai frumos an de liceu. Kisses!